CSM Reșița a învins clar una dintre echipele cu pretenții la promovare. Jucătorii din Valea Domanului s-au impus clar cu scorul de 2-0 în fața celor de la FC Gloria Buzău, într-o partidă care a contat pentru etapa a 18-a din Liga a doua. Omul meciului a fost fără doar și poate Elton da Silva. Acesta a deschis scorul minutul 11 și a obținut un penalti în minutul 21, în urma căruia Marian Drăghiceanu a dublat avantajul. Am întâlnit astăzi o echipă care în proporție foarte mare va fi în Liga 1 și faptul că noi, victoria noastră este pe deplin meritată, asta nu dă decât încredere și speranțe pentru viitor. Vreau să-i felicit pe toți, în special pe Elton, pentru că este un jucător care sunt convins că de mult n-am mai auzit laude despre el, dar chiar o merită cu prisosință, pentru că a și marcat un gol și a fost și coautor la penaltul sau autorul penaltului din care a scris Drăghiceanu. Pe lângă Elton, toți ceilalți merită felicitări, inclusiv cei de pe banca de rezervă. Antrenorul oaspeților a precizat că a încercat să-i facă să înțeleagă pe jucătorii săi că nu vor avea un meci ușor la Reșița și că jucătorii CSM-ului sunt greu de învins pe teren propriu, dar în ciuda acestui fapt, eșecul a fost inevitabil. Astăzi nu am arătat deloc bine, veneam după două meciuri bune. I-am făcut să conștientizeze că ne așteaptă un meci foarte greu. Reșița e o echipă foarte bună, mai ales pe teren propriu. Că nu va juca numele, că nu e important, că unii jucători de-ai mei au o experiență la nivelul ligii întâi și că trebuie să ne batem pentru fiecare minge, să facem un efort, să fim generoși cu efortul și să... Din păcate am fost surprinși de un gol din fază fixă, primul. Știam că da Silva, majoritatea fazelor fixe sunt bătute pentru el. În urma acestei victorii, CSM Reșița se află pe locul 9 în clasament, cu 27 de puncte și mai are șanse pur teoretice să prindă play-off-ul.